Prin lansarea pe care o face Vodafone astăzi, aș putea spune că Vodafone aduce România mai aproape de Europa și, în anumite privințe, chiar o plasează în primele bărci din Europa. Spun că aduce mai aproape de Europa pentru că creează premisă unei creșteri importante a penetrării broadband-ului. Și este, mă bucur că este un exemplu de cum reglementările pot facilita atingerea unor obiective importante ale țării în acest domeniu. Și spun că o așează în primele bănci datorită calității serviciului și datorită vitezelor, practic datorită serviciului pe care îl oferă. M-am bucurat când am văzut filmulețul pe care l-ați prezentat mai devreme și cred că pentru fiecare dintre noi este foarte bine să vedem din când în când de unde am plecat și unde am ajuns. Felicit Vodafone pentru unde a ajuns în momentul de astăzi și doresc succes pe calea inovației pentru viitor. Mulțumesc! Ați avut un filmuleț de prezentare care, în prim plan, de fapt, a fost istoria comunicațiilor mobile în România. Vreau să vă reamintesc faptul că în urmă cu 13 ani pentru acest aparat făcea credit la bancă, iar un abonament la telefonie mobilă reprezenta cam o zecime din salariul minim pe economie. La acest moment povestim de aparate date care tenție de către operatori, iar în privința abonamentelor vedeți foarte bine că sunt foarte accesibile, deoarece avem foarte mulți utilizatori de telefonie mobilă. De asemenea, în urmă cu 13 ani, am constatat că acoperirea de internet a României era un pic peste 1%. Acest lucru, în ultimii 13 ani, a reușit să progreseze până la doar 16%. Și am crezut că, noi cei din Minister, am crezut că dezideratul nostru de modernizare a statului și reducerea costurilor în administrație este unul foarte ambițios. Însă, împreună cu partener ca Vodafone, am reușit, practic, la acest moment să atingem o acoperire de 90% de broadband, o acoperire care ne va ajuta pe noi foarte mult să asigurăm conceptul de e-România și de conținut în administrație pentru toți cetățenii României. De asemenea, ne bucurăm că împreună cu autoritatea de reglementare și prin politica pe care Ministerul a dus-o de a realiza o strategie de broadband, care la noi la momentul respectiv o gândisem că va fi finalizată spre 2014, la acest moment putem să considerăm că ne-am atins obiectivul, cel puțin din punct de vedere al acoperirii broadband în România. Vă mulțumesc! Bună ziua! Cu Vodafone cred că nu s-a exagerat deloc când zicem că fiecare dată am făcut chestii noi. Dacă în 2003 am introdus prima dată telemedicină ca experiment în zona județului Mureș, cu echipamente chiar finanțate de Vodafone și comunicații finanțate de Vodafone, acum acest proiect s-a extins pe plan național și l-avem și la ambulanța și la SMURT în peste 800 de ambulanțe această soluție. Implementarea merge mai departe, în cooperare cu serviciile de ambulanță. Deci începem deja să avem o soluție de telemedicină, cum este rețeaua Vodafone, care e unicată în Europa. Vorbim de o soluție de telemedicină care este unicată în Europa. Este soluție națională de telemedicină, care încă nu are egal la momentul actual în alte țări europene. Mașinile care le-ați văzut donate, mașina de calamități, ne-a permis această donație să creăm un prototip, să lucrăm într-un mod care ne-a permis, într-adevăr, să dezvoltăm un prototip care acum, iarăși, se află în mai multe locuri din țară. Același lucru, mașina de comandă, care abia am finalizat dezvoltarea acestui prototip și care este extrem de util pentru noi. Iar dacă venim acum la ce implementăm cu Vodafone datorită răspândirii rețelei 3G, și asta este video, eu cred că este deja o premieră la nivelul care va fi răspândit pe plan național. Deci, soluția video în telemedicină, din ambulanțele unde există paramedici de la pompier sau un viitor asistenți de la ambulanță, este o soluție care va salva vieți. Acest lucru este cert.
Pentru că dacă până acum am depins doar de câteva date, cum am zis în film, medicale care le primeam, de acum o să putem să vedem și pacientul și medicul o să poate să evalueze mult mai bine situația pacientului. Această soluție sper să o vedem în următoarele săptămâni implementată la toate ambulanțele de prim ajutor ale SMURD-ului și pe această cale vreau să mulțumesc Vodafone, să mulțumesc doamnei Iliana Solomon și toți colegii dânsei pentru înțelegerea și pentru modul în care au sprijinit consistent dezvoltarea sistemului de urgență în România. Mulțumesc mult!